Auzi? Ce zicea bunica că vrea? Păi nu știu, dar era bucuroasă tare. Zicea că vrea să-mi dea ceva. Poate îmi dă moștenire sau ceva. Doamne, ajută, măcar acum. Ce bine ar fi. Da. Sărmâna. Sărmâna bunică, ce faci? Și ce fac mâine? Face bine că ați venit, că chiar vă așteptam. Păi da, spuneai că vrei să vorbești ceva cu noi. Sau chiar ceva să ne oferi? Când am zis că vă dau ceva, repede ați venit. Că dacă ziceam că hai că să vorbim și noi ceva, dracu mai dădea de voi. Dar chiar am ceva să vă ofer și sunt tare bucuroasă să vi-l dau. Hai cu mine să vă arăt surpriza. Hai. Gata. Puteți să deschideți ochii, hai! Da? Dăm drumul? Da, dăm drumul, gata, am ajuns aici? E bine? Hai! Ta-da! Ce asta, bunica? Păi ce să fie? Pentru de copil! Asta vedem! Dar ce-i cu el? Păi pentru și pentru voi! Mulțumim, dar să știi că am cam crescut, nu mai încăpem în el. Ce amuzant ești! Noroc te-o luat fața așa pentru glume, că pentru frumuseți și pentru bani, sigur te-o luat. Uitați, nu știu ce gândiți, dar să știți că eu nu sunt însărcinată. Încă nu, dar o să fii. Hm? Nu era vorba că mergeți la Biotex.com și vă faceți programare la clinica de fertilizare? Că ați zis că ați avut probleme. Da, dar nu acum, mai încolo. Da! Da, mai încolo peste o lună. Poftim? Păi eu v-am făcut programare, că m-am gândit că până vă mișcați voi, mai trec 3 ani. Și eu în 3 ani vreau să-mi termin nepotul după pâine și țigări. Păi de asta ne-a chemat bunică, noi ne gândeam că poate ne lasă o moștenire sau ceva. Păi și cum, nu vă las? Păi vă las cea mai mare moștenire dintre toate. Moștenirea genetică. Mă, bunică, dar nu poți să ne faci așa programare fără să ne întrebi, că sunt multe lucruri de luat în calcul înainte să te duci încolo. Ai nevoie de bilete de avion, de exemplu. Da. Păi v-am cumpărat și din astea la clasa 1, nu aia la care ai rămas cu corijent. Păi aveți da. Boli peste 3 săptămâni jumătate de aici în București. Păi nu se poate atunci, că atunci trebuie să fii la muncă. Nu trebuie să fii nicăieri, că am sunat eu și ți-am luat liber. Dar Șanise are muncă. Da. I-am luat și ei liber și le-am spus să-mi dea mai multe luni, că ea o să fie în concediu maternal de acum înainte. Mă, bunică, de făcut îl facem, dar după aia, dacă nu avem timp să ne ocupăm de copil, după aia ce facem? Da. Pentru asta v-am luat cadou kendama. Da, că kendama, da, e un băț copil și ține și de foame și de somn. Nu kendama, kendama, adică pe mine. Că așa eu și Jeta ne-am făcut babysitter. Babysitter, ai spus? Babi și tăi, adică două babi care stau cu un copil. Și? Pe vremea mea, tali tot așa era cu programare la clinică? E, pe vremea mea era cu programare în șură. Clinica se numea Dășuba Jos. Dar dacă așa-s vremurile, bine că există soluții și pentru cine nu poate. Bă, bunică, nu știu dacă e ok să ne trimiți așa. E... Hai, că deja eu am dat avansul de 5%. Și dacă nu vă ajută, oricum primesc bani înapoi. Dar asta ar fi și culmea. Că niciodată nu a fost cazul din asta care să nu se poate. Mă, bunică, stai așa că te grăbești. Acum oricum e mai complicat cu călătoritul, că fiecare țară are tot felul de restricții și noi încă nu ne-am vaccinat. Nu. De-acum urmează, mai durează. Da, v-am programat azi la vaccin. La 6 trebuie să mergeți acolo, dar știți și vă rog, dacă tot mergeți acolo, vă rog din toată inima, mi-aduce și mie 3.000 de la obor, că eu când mi-am făcut vaccinul, nu mi-a dat nici bulangie. Hai, îl vrei aici sau la pachet? Am învățat și tot pentru copil.